300 de copii din centrele de plasament ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiază de condiții mult mai bune. În urma unui proiect privind sănătatea și protecția copilului au fost modernizate centrele cu mobilier nou, bunuri electrocasnice și electrice și echipamente IT. Proiectul modernizării echipamentelor din centrele rezidențiale de protecție a copilului din județul Sibiu a fost implementat pe parcursul a 2 ani. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de aproximativ 540.000 de euro, dintre care în jur de 460.000 de euro aparțin mecanismului SE, iar contribuția promotorului directă este de aproximativ 80.000 de euro. Banii au intrat în autoturisme și microbuze, echipamente IT, mobilier și alte echipamente. Dus la creșterea calității serviciilor în cele 8 centre rezidențiale din județul Sibiu. Președintele Consiliului Județean Martin Boteș spune că acest proiect a fost extrem de important și asta pentru că reprezintă o contribuție importantă nerambursabilă. Fără acest proiect nu s-ar fi putut achiziționa obiecte de mobilier extrem de necesare și asta pentru că există o hotărâre de guvern care interzice achizițiile de acest fel. Proiectul este important pentru noi din mai multe puncte de vedere, odată o sumă importantă, 500 și ceva de mii de euro, înseamnă peste 2 milioane de lei. Apoi s-au putut achiziționa lucruri, obiecte, echipamente care nu am putut să le fi achiziționat cu fonduri proprii. De modernizare au avut parte 8 centre destinate protecției copilului, 3 din Sibiu, 2 din Media și câte unul din Cisnădie, Orlat și Agârbiciu.